Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Dragii noștri, așa cum v-am promis, invitata rubricii VIP de astăzi este doamna dr. Corina Stan, cu a cărui voce și imagine sunteți obișnuiți, doar că astăzi a venit în calitate de proprietar de animale de companie despre gusturile doamnei doctor pentru anumite animale de companie, respectiv animale exotice. Vom vorbi astăzi. Bună ziua, doamna doctor, bine ați venit! Bună ziua, azi. bine v-am găsit! <coughs> pentru cei care doresc să ne și vadă, și chiar vă recomand pentru că altfel veți pierde întâlnirea video și veți rămâne doar cu ce audio, cu papagalul Coco și șarpele Regal, un șarpe care se potrivește ca animal de companie pentru cei care au un sânge mai rece, desigur. Doamna doctor, prezentați-ne mm. Nici de cum, n-aș zice asta. Nu. <coughs> Chiar este un animal de companie foarte, foarte ok. Mi se pare că se adresează multor tipologii de oameni. În primul rând, se adresează celor care sunt cu nervii la ei, care da. nu sunt foarte activi și care sunt dornici să urmărească mișcarea unui șarpe, care, într-adevăr, te poate scăpa de stres, îți oferă un oarecare confort psihic. Așa este. Și ca și întreținere și, eu știu, interacțiune, nu necesită foarte, foarte multe minute din zi, să zic așa. Este un animal destul de simplu de întreținut, atâta vreme cât îi asigur niște condiții pe care le cere, și anume un terariu, nu prea mare, dată fiind și dimensiunea la care poate ajunge el maxim. Dragii noștri, dacă vreți să, să ne și priviți, o puteți face acum pe pagina de Facebook Europa FM și Prieteni Fără Cuvinte. Ca să puteți vedea și terariul în care exact. Stă. șarpele. Terariul este, de fapt, o cutie din sticlă care are o instalație bine închisă. foarte bine închisă, <laughs> mai ales atunci când vorbim de un șarpe. Exact. Care este are... o maestra evadăria, este o femelă. Da, și știe și pe unde. A cercetat până a găsit locul pe unde poate evada. Exact. Terariu are două geamuri care, să spun așa, se deschid, însă numai unul dintre ele este funcțional. Niciodată n-a încercat să iasă prin partea opusă. Dat fiind faptul că eu decât pe acolo umblu și administrez mâncare sau o scot, am învățat, cap mic, dar minte destul de ageru. Ea este un șarpe constrictor, nu este veninos. Uh, am înțeles că mai și un mușcă, nu a făcut aceste onoruri până acum. Ea pentru că a fost sexată, A fost sexată, să da. explicăm ascultătorilor, sexarea a stabilit că este o femelă. O femelă. Uh, ce să zic? Ea mănâncă o singură dată pe săptămână, la interval de 7-10 zile. Mâncarea constă în uh, niște șoareci congelați. Uh, ar mai putea fi hrănită și cu carne de vită sau de pui, însă un proces destul de laborios, deoarece ar trebui să stea la congelator minim 30 de zile. Este foarte sensibilă la bacteriile care se pot înmulți în carne, tocmai de-aia trebuie și distruse. Este să foarte... la indigestie, dacă suntem foarte atenți atunci când îi administrăm și când o manipulăm după ce am după mâncat. După ce am mâncat sau când nu îi se asigură condițiile de mediu necesare, pentru că ea are o anumită temperatură în momentul digestiei și, dacă nu îi convine să spun așa, imediat regurgitează hrana. Cazul ei nu a fost niciodată manipulată la 48-72 de ore după ce am mâncat. Apa, iarăși, este foarte importantă a fi schimbată zilnic, pentru că, deși pare așa un animal care nu ridică mari pretenții, este destul de pretențioasă. Îi place să petreacă mult timp în apă. Partea de terariu cu apa, eu i-am asigurat-o încălzită, iar partea cealaltă este rece. Are o grotă în care să se ascundă. Dragi ascultători, pentru cei care nu reușiți să ne priviți, vorbim despre o femelă de șarpe regal, un exemplar superb. Eu vă încurajez din nou să intrați pe pagina de Facebook, prietena fără cuvinte, pagina de Facebook Europa FM pentru a ne privi în direct. Trecem de la șarpele regal la papagalul Coco. Bună, Coco! Coco! Deci, tot pentru cei care reușesc doar să ne asculte, este vorba despre un papagal foarte frumos. El este cunoscut și sub numele de Iaco, Papagalul Iaco. Avem aici un exemplar care. Corina, ar trebui să-i spui tu povestea pentru că îți aparține și papagalul, și povestea. Da. Nu are și o poveste... să, dar trebuie să subliniem că acest, uh, acest tip de papagal nu mai, nu mai poate fi comercializat el a fost comercializat în shop-uri. între timp a devenit uh, a, intrat, a, a devenit interzisă comercializarea lui intrând uh, pe lista animalelor protejate. Da, se braconează destul de mult și, din păcate, numărul de exemplare din libertate nu mai este chiar atât de mare. El are o poveste destul de tristă, să zic așa, în spate. Tristă, dar care s-a terminat cu bine, cu un happy Exact. End. A fost achiziționat în urmă cu mai mulți ani dintr-un pet shop, a fost ținut într-o colivie fără însă a fi lăsat în libertate, măcar așa. Eu știu, sau a interacționat cu el, este într-adevăr adevărat faptul că mușcă destul de tare, însă în momentul în care știi să te apropii este chiar foarte prietenos. Este unul dintre cei mai deștepți papagali, dacă nu chiar în fruntea listei. Poate registra până la 100 de cuvinte, le poate reproduce. Bine, și nu e cazul lui Coco. Coco are un limbaj format din, cred eu, un vocabular de vreo 50 de cuvinte. Maxim, nu? exact. Bine, eu l am de 2 ani de zile. El a fost în proprietate al cuiva. A fost bine o perioadă. Respectiv, acum cum îl vedem noi, dacă îl putem vedea, și ar fi ideal să-l vedem, el are, este deplumat. Penele totuși pe care le are acum sunt crescute de ceva vreme. El în urma unei depresii și anume a faptului că persoana respectivă a mai achiziționat între timp și un cățel, toată atenția distribuindu-se se pare asupra câinelui, a început să își smulgă toate penele. După cum se vede și le-a smuls pe toate, de pe tot corpul, mai puțin din zona capului unde este evident că nu ajunge. Bine, acum e pufos, pentru că a început să se îmbrace, noi l-am rugat frumos să nu vină să se dea în spectacol dezbrăcat. Coada este în premieră pentru că el nu a avut nicio pană. În... Coada roșie este normală pentru tipul de papagal respectiv. Nu a avut nicio pană în coadă, nu a avut penele lungi din aripi. Nu știu să vă spun sincer dacă îi plac sau nu, dar echilibrându-se psihic, să spun așa, și intrând pe un făgaș cât de cât normal, fiind băgat în seamă, iubit, scos din voliera lui, interacționat pe perioada zilei mult mai mult cu el, atunci singur a hotărât să-și lase și penele, să crească. Da, este foarte important mediul echilibrat și dragostea pe care și atenția, pentru că ca orice animal de companie are nevoie să-i aloci timp. Cu siguranță se simte foarte bine la tine, pentru că foarte greu în viața unui papagal este să-l faci, să-l să aduci în această stare de echilibru în care el să se îmbrace din nou cu pene E un semn foarte bun, e cam pufos Coco, dar coada roșie este de excepție, a devenit chiar puțin extravagant cu acea coadă. Probabil Coco, că este gelos pe Zaraza, care este și îmbrăcată cu ceva roșu și a hotărât, ei interacționează, el vorbește bine, cu Zaraza, ea, ea șarpele, șarpele. Regal despre exact. care vorbeam, Zaraza cântă și dansează acolo la ea în terariu. terariu. Coco ne spui și nouă ceva, ceva pentru ascultători, ceva pentru cei care ne privesc. Coco. Coco, Alo? Alo? Suntem pe recepție? este un pic cam timid, așa este. Iar și trebuit mult mai mult. Cel puțin vreo câteva zile să te deprindă și cu, cu camera și FM, cu, cu studio, da. <laughs> exact. Coco. Da, dragi ascultători, din păcate nu îl puteți auzi pe Coco, doar cei care reușesc să ne privească pe pagina de Facebook Europa FM și Prieteni fără cuvinte. Dacă nu, vă spunem și trebuie să ne credeți pe cuvânt, avem un papagal Iaco superb, tocmai proaspăt îmbrăcat, cu haine noi de toamnă Coco. Sperăm să le lasem. Interesant ar fi dacă după ce se... Uh, îi cresc din nou penele și ajunge și el să arate cum ar trebui, o sper din suflet, interesant ar fi dacă o să lași musculatura să zboare în continuare. Nu știu dacă a zburat vreodată, repet, el a fost închis într-o volieră, greu de zis. Uh, trebuie să precizez că Practic, el trăiește în libertate. Absolut, pentru că acum da. să circulă prin el, casă. Exact, circulă liber. Se ține după mine fix ca un câine. Este... Iar uh, fica ta este foarte bună prietenă cu el. Uh, amândoi uh, comunicând uh, prin sunete foarte înalte, Exact. pe care le aud toți vecinii. Da, Corina, îți mulțumim foarte mult, Cu mare plăcere. Dragii noștri. Mulțumesc a fost Corina Stan, așa cum spuneam, nu în calitate de medic, ci în calitate de stăpân de animale de companie, animale exotice. Invitații noștri au fost Zaraza, un șarpe regal și Coco, un exemplar superb de Iaco. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!